Sunt câteva lucruri despre veganism care mă deranjează teribil. Iar poate cel mai supărător dintre ele este faptul că nu mai poți fi ignorant. Iar a fi ignorant uneori este probabil mai ușor decât a nu fi ignorant. Să închizi ochii la ce se întâmplă în jurul tău, la ce se întâmplă în lume, la cum suferă animalele, la cum suferă oamenii, la cum suferă natura și la cum vor suferi generațiile noastre următoare. Cred că este extrem de dureros să nu poți să închizi ochii, să trăiești în bula ta ca și cum nimic nu s-ar întâmpla, ca și cum acțiunile tale nu ar avea niciun fel de efect, ca și cum totul se rezumă la rutina ta zilnică pe care o repeți și care îți ocupă probabil toată mintea. E unul dintre lucrurile la care nu mă așteptam să fie atât de greu, să nu fii ignorant. Din momentul în care deschizi ochii și până când pui înapoi capul pe perină pentru a te culca, să fii conștient și să îți reglezi acțiunile în conformitate cu posibilele lor efecte asupra celor din jur, atât în prezent cât și în viitor, nu e un lucru ușor. Nu-mi iese, vă zic sincer, de fiecare dată, dar încerc. În fiecare dimineață când mă trezesc, mă trezesc cu ideea că va trebui să încerc din nou și din nou și din nou. Pentru că ignoranța, pe cât de confortabilă este, pe atât de periculoasă și devastatoare poate să fie. Și eu sunt de părere că ignoranța și aroganța ne-a dus pe noi ca omenire în acest moment, în situația în care să fim nevoiți să alegem și să trăim un moment de cumpănă, un moment pe care nici o altă generație nu l-a trăit până acum și nu a fost pus în situația în care suntem noi. Un moment în care acțiunile noastre din acești ani care urmează, puțini, vor determina nu doar cum va arăta viitorul copiilor noștri, ci a generațiilor viitoare. Și poate chiar auzind ceea ce am spus până acum, o să spuneți, ce și cu nebunul ăsta bate câmpii? Ce tot vorbește aici? Păi, fraților, și asta face parte din ignoranță. A ignora spusele unui om și sacrificiile acestuia din simpla comoditate a lipsei de informație ne aduce în situația în care ne aflăm în momentul de față. O altă chestie care nu-mi place la veganism este că nu pot să fac compromisuri. Am învățat despre integritate și despre respectarea valorilor în care cred. Adică nu pot spune că cred un anumit lucru și acțiunile mele să nu se alinieze cu valorile în care cred. Dacă acțiunile mele într-o anumită situație nu s-ar alinia cu valorile în care cred și pe care mi le asum, m-aș percepe ca și o persoană ipocrită în primul rând și mi-aș pierde atât stima mea de sine, cât și stima altora care m-ar percepe ca și pe o astfel de persoană. Da, nu e ușor să fii integru într-o lume în care lipsa de integritate este o valoare promovată, acceptată și sădită în noi de sistemul pe care este clădită societatea în care trăim în ziua de astăzi. O altă chestie care nu-mi place la veganism este faptul că trebuie să accepți opiniile altora, chiar dacă acestea sunt diferite de ale tale și chiar dacă aproape niciuna din persoanele care au opinii diferite de ale tale nu le acceptă pe ale tale. Și nu doar că nu le acceptă, ci în cele mai multe cazuri le disconsideră, le iau în derâs, le cataloguează drept extremiste sau nebunești, fără să le ia măcar câteva secunde în considerare, să le analizeze, să încerce să empatizeze cu ele
să le cerceteze pentru a afla dacă au sau nu șansa, posibilitatea de a fi cu adevărat reale, actuale și de valoare pentru persoana care le cercetează. Sper că nu v-am supărat pe niciunul dintre voi cu acest monolog.